Mamica, ce faci? Se poate să mă trăgoți greu. Scălvesela. Deci sigur se poate, însă doar în o gradă, în stradă nu este voie de mine. Eu am vrut să mă trag în stradă. Lui a dat voie, de ce mă întreabă pe mine? Straniu. Mama este acasă. Haide-mi imediat la mamica ta, repede. Tu știi că copiii nu au voie să meargă singuri în stradă. Unde locuiești tu? Acolo. Aici, da? Bine, să mergem. Bună ziua, doamnă, acesta este copilul dumneavoastră? Bună, da. Albert, dar ce cauți tu în stradă? Da, el mergea în stradă. Doamnă, vă mulțumesc foarte mult că l-ați adus acasă și ați fost receptivă. Eu i-am interzis să plece în stradă, dar el nu a ascultat. Albert, imediat intră în ogradă. Imediat, mami, nu e bine așa. Nicio problemă, să ai grijă altă dată. La revedere! Albert, este pentru ultima dată când tu mai ieși cu ATV-ul în stradă. Mămica, ți-a interzis să ieși cu ATV-ul în stradă, da? Tu știi că este periculos? Pentru că nu ai ascultat, ATV-ul va fi confiscat pentru o lună de zile. Îmi pare rău, dar asta este consecința neascultării tale. Mamă, îmi pare foarte rău. Te rog să mă ierți. Imediat pui ATV-ul la loc și altă dată să asculți de mama.